Tu ai jucat basket la viața ta la început, nu? Ce de bani aici. Da. Domnul Dan, da. Ai jucat basket? Am jucat, ai place. Cochetat cu basketul? Îmi place basket, eu sunt un mare fan. Am jucat basket. Pe vremea când chiar reprezentam ceva. Elba avea o echipă bună în Timișoara. Elba. Era Elba. Avea o echipă bună. Cu bateriile puneai pe limbă tot timpul ca să... Da. Avea echipă bună în Timișoara. Dar să știi că nu de la Elba sau de la toate astea ni se trage. În Timișoara, Timișoara e foarte dependentă și acum nu mai e, dar era foarte dependentă de televiziunea sârbească. Corect. Sârbii sunt dumnezeii basketului. Deci nu există oameni mai importanți în sport mai important după mintea mea decât... uite, am reușit să fac o poză, să-ți arăt dacă reușesc să o prind, să o arăt. Era unul din... eu eram cel mai mare fan al lui. Să văd dacă tu-l recunoști. Să vedem dacă mă pui și mă prinzi acum. Mai găsesc undeva. Fii atent, am fost cel mai mare fan al acestui om. Să știți că nu ne-am vorbit înainte, deci mă prinde. Vlad de Divac. Bravo. Ia uite, bă, că l-am nimerit. Bravo. E în conducerea celor de la Chicago Bulls acum. Chicago Bulls, bravo.